De fapt, stai mă, bă, eu sunt prost rău de tot, bă, băiatule, bă. Interzis 44 de tone, adică mai mult de 44 de tone, nu 7 tone jumate. Ce cretin sunt, ce idiot, Doamne, prost ești, Adriane. Băga mea ești pula în toți pescărușii vieții. Să iau un pula toți pescărușii. Ma, 40 de mile pe oră. Mama mea, mamă, fute-te în gură viață. Ia uite-l, bă, bă. Cățești pula ta. Eu sunt sortit, mă, ghinionului, eu. Doamne, băga mea, ești pula morții, mătii, cu munca mătii și cu ziua mătii de marți, bă. Cred că avem una bigas problema. Dacă nu merge asta, s-au făcut legumele mele terci până aici. Ia uite și pe ăsta cu duba, stai că și ăsta e pierdut în spațiu. Ia uite-l, mâncați și pula ta, 35 de mile. Bă, futu-ți morții mătii cu 35 de mile ale lui morții mătii în gât. Singurul nostru scop în viață, să faci o șmecherie. Să faci o șmecherie, să faci bani. Băga mea și pula măta și în rasa ta. Să stai pe banda aia că o depășești pe măta. Nu vă mai plângeți, pentru că asta vă place. La voi asta e normalitatea, așa vă place, așa vreți, așa o faceți. Keep
Salutare și bine v-am găsit, frații mei peloponezi, la un nou vlog, o nouă trucăreală, o nouă nu știu ce, o nouă ce. Mai spuneți-mi voi mie. Băi, suntem din nou la Munculiță, după cum vedeți, suntem evident în minunata Scoție. Am început direct cu o Scoție, nu prea mă așteptam să fiu sincer, pentru că ați văzut că la tramping, nu știu cum dracu se face, nu prea îmi cade și mie Scoția asta. Un coleguț, noi avem treaba acolo la rampele astea de aici, pentru că avem marfă congelată. Am încărcat de dimineață de la... Merge mă și mie aia? Bă, dacă nu e niciun... Dacă nu e nicio popică, de-aia înseamnă că merge, nu? Bă, este vineri, am început la 4 dimineață, ca exact ca în ultimile săptămâni, pentru că în ultimele săptămâni am tot început la orele astea. Că merge. Așa că avem și noi pe aici acte. Avem. Ok. Boșilor. Și este de-abia ora 2. Deci pot să intru peste 3 ore. Putem să ocolim și noi. Mama, aici tai cauciucul instant. Deci aici tai cauciucurile instant. Mâncați asupra, te olitești tu cât de-astea au lăsat nebunii ăștia. Hai că întoarcem și noi acolo. Și... Uitați așa să-i sunăm și noi pe ăștia. Nu știu dacă stă, dacă o să stăm la descărcat. La asta nu mă așteptam. Deci la asta chiar nu mă așteptam. Hi, I'm Adrian Dragoi. Hi, are you alright? Yes, I just arrived at Livingston. And I'm booked for 1800. Right. And the earliest time I can go in it's 1700. Right, okay, when have you got until? Till 1900. Right, can you we're just gonna have to wait for you to be able to go in. I'm gonna email Tesco and see if we can get you in just a little bit earlier. Okay, please let me know. Yeah, will do. Okay, thank you. Thanks, bye. Bye-bye. Hai că stau după ăștia, o rezolvă ăștia poi marți. Fix poi marți o rezolvă ăștia. Stați așa să ne și întoarcem și noi să ne parcăm. Da. Am început bine. Am început bine, ca să zic așa. O pașica. O pașica. Da, ziceam că am început la ora 4. Am descărcat la Washington, la Asda. De la Asda am plecat la Newcastle, la Country Style. Am încărcat acolo la Country Style, după care am venit încoace. Și uite că n-avem noroc să intre la descărcat. Este ora 2, frate. Sunt curios ce rezolvă ăștia. Chiar sunt curios să vedem ce rezolvă.
Pentru că la ăștia și durează descărcarea destul de mult aici. Da, durează descărcarea destul de mult. La congelat am și double decker. Și îmi bag pulanii mai pe românește. Revin cu update. Băi, frații mei peloponezi, m-au rezolvat ăștia, nu am mai putut. E ora 5. Doamne, te rezolvăm să intri mai devreme. Aha. Bă, gămă, cum la rampă. Și când mă duc să duc cheile, o să le spun: domne, puneți-mi dacă plec de aici până la 6:30 ca să pot să mă parchez aici pe stradă. Sau îmi dați, mă dați afară. M-au dat, uite, nu știu, prima rampă. Am de mers 20 de minute până la birou. Da, dragi, dacă nu 20 de minute am de mers până la birou. Să-mi bag pula în birou vieții. Să-mi bag pula în birou vieții. Mamă, astea sunt rampele alea în care nu-ți dai seama unde cade vagonul pe rampă. Îți rămâne câte un metru și în stânga și în dreapta, uite și tu. Metru îți rămâne, mâncați și pula ta. Deci, fii atent, jumătate metru acolo, jumătate metru aici. Cum o pun eu pe asta, Adrian? Să stea pe bufferurile alea, a? Pe bureții aia. Că ție îți rămâne cât un metru în fiecare parte. O pui pe dracu să te pieptune. Pui pe dracu să te pieptăne. Uite și tu cât spațiu rămâne. Jumătate de metru. Și uite și tu, nici nu pică pe rampă, pică pe lângă. Și în partea aia la fel. Nu știu de ce sunt atât de late, uite și tu. Și aici în partea asta altă la fel, același lucru. Deci chiar nu pot să-mi dau seama care e șmecheria cu rampele astea așa late. Ăștia care munciți pe la Tesco, luminați-mă și pe mine să nu mor dracu prost. Ca și ei și pe la Doncaster, singurele care sunt ok sunt la zi. Unde e la Daventry? Și unde am mai văzut de asta la Frozen așa mari? Nu mai știu pe unde am mai văzut la Frozen așa late. Deci aici, acolo, am mai văzut pe undeva, nu mai știu unde. Sunt unele rampe de la Witness, sunt la fel. Dar acolo livrăm doar chill. Deci nu înțeleg care e șmecheria. Chiar nu înțeleg cu doamna șmecherie. Pula mea, am intrat la 5. Până ajung la birou să face 5:30. Îmi vine ușa aia în muie să mă liniștească. Poate îmi vine aia muie să mă liniștească. Bă, o să facem acum ceva ce nu trebuie făcut, dar o fac dintr-un singur motiv. Să nu mă chime ăștia să dau decărul jos. Și o să facem în felul următor. O să conectăm cablu, pentru că oricum nu mai mișcăm capul, tot mergem cu el drept. Chestia asta să nu o faceți. Niciodată să nu o faceți. Conectăm cablu și apăsăm pe acest buton ca să vadă. S-a aprins, nu? Sau nu s-a prinde când e contactul? Îmi bag pula în ei. Îl lăsăm cablu conectat ca să coboare ăștia decărul, pentru că nu o să fac încă un drum până aici și după aia încă unul, apoi să iau cheile. Repet, nu încercați asta acasă. Cu decărul. Sub nicio formă nu încercați asta acasă. Cablul se conectează doar când nu folosești
camion. Bă, sper să fie bine pe rampă. O să mă duc să stau în cantină, nu mai vin până aici. Haide, mă. Am făcut senzorii vieții. Gata, am rezolvat-o. Ne revedem când plecăm de aici. Probabil o să dormim aici pe stradă, în zona industrială. Ca altceva nu avem unde să mai mergem. Ca nu cred că mă descarcă ăștia foarte repede. I'll be back. Frații mei peloponezi, am terminat 6:20. Am terminat și noi. Dar bă, știu că trebuie să ne oprim în 40 de minute. Ne oprim chiar în 5 minute. Că doar ieșim de aici așa și ne parcăm în zona industrială de aici. Mi-au spus ăștia că se decuple și trailerul. Deci probabil o să-l ia cineva la noapte sau probabil o să-l găsesc tot eu, că de obicei cam așa se întâmplă. Cam așa se întâmplă de obicei. Am văzut cum ești, lasă trailerul că ți-l ia cineva, dimineața te trezești tot cu el acolo. Tot cu el acolo. Bă, băieți buni așa de aici. Da, nu te mai să stai în cabină deloc, au dat drumul la cantină, au pus iar scaune, canapele, morții măsii. Și am venit de aici de la 2 până tocmai în partea aia unde se vede pe clădire semnul de la Scoția, steagul Scoției, tocmai acolo e birou. Și am fost până acolo de 2 ori, dus întors. Ca să fie treaba. Nu mai dăm semnal că nu e nimeni. Pentru că nu au dat bulangii de cărul jos. Da, degeaba am chinuit eu să le lasă, la să le apăs butoane că domne că nu avem training. Mâncam mi-a spula cu trainingul vostru cu tot. Aveți în pula mea același de care n-aveți training. Bă, dacă există ceva mai insuportabil decât chestia asta, nu știu. Da, și m-a descărcat destul de repede, având în vedere că am intrat pe la 5:25, cred că am ajuns la birou. Un decăr într-o oră la Livingston e cam la Frozen, e cam minune, să zic așa. E cam minune, cam minune. Minunea minunilor este chiar. Mergem și noi să ne întoarcem. Să lăsăm vagonul cu fața către ieșire. Să nu se chinuie, dacă lor lua noaptea, să nu se chinuie șoferii. Că eu așa mă gândesc, eu mă gândesc de obicei, asta cred că e prost la mine. Eu prea mă gândesc tot timpul la toată lumea. Bă, să nu-i fie greu, să-l ajut, să nu știu. Pe când alții doare în pulă. Eu când ajung în firmă și nu mai am program, stau să și decuplez pentru alții, să nu las pe un pompe, să nu pula mea. Și pe alții doare fix în pulă. Pe alții doare fix în puletă. Fix în puletă-i doare. Așa, să băgăm și noi acilișa cu fața. Nu vine nimic din spate, nu? Sau nu vine așa de repede? Ca să putem să dăm și noi cu spatele aici. Și sper să nu intre senzorii vieții. Ia, vezi mă, că nu mi-am sfinit nici pe bordură. La fix am dat. Vine autobuzache. Gata, boss. Danke, Schalke. Ești un deosebit. Danke. Okay. Hai să vedem și unde îi lăsăm trailerul colegului. Uite, îi lăsăm și noi fix până în lunga asta galbenă. Îi lăsăm aici. Aici nu intră nimeni, nu e nici dracu. Așa să îi lăsăm. Uite, fix așa.
Fix așa, de fapt să-i lăsăm colegului și-l găsesc tot eu. Păi n-a început, mă, ploaia. N-a început, mă, ploaia. Ploaie cu soare. Mamă, ce jeghe aici, mâncați-și. Ce jeghe aici, dar... Jeghul ăsta tot de la șoferie. Tot de la noi. Așa. Așa, nu-i nimic încurcat. Să numești noi numărul. Mamă, ce-i dă cu ploicică? Și ne parcăm și lângă colegul acolo. Gata, vos. Frâne, număr. Picioare, cabluri. Gata. Așa, și iar așa. Hop, așa, și iar așa. Gata, boss. J-ai finit prima zi. Și am făcut și rimă. J-ai finit prima zi. Băgăm și noi aici lângă el. Și să sperăm că stă cabina puțin înclinată, dar până eu să iei pe bordură, că nu vreau să dorm. Ca curul. Stă perfect. Stă perfect. Perfectamentos. Singurul lucru pe care îl mai facem, îi mai tragem oglinduța asta. Ia uitați-vă, bă! Frumusețe rară ce ești, Adriane. Te în gură. Se fini prima zi. Ne vedem mâine, să vedem bine. Probabil de aici o să mă duc la Cumbernauld pe undeva sau pe la Cupar să încarc. Sau mă țin ăștia pe aici vreo jumătate de zi și după aia mă cheamă spre firmă. E posibil și scenariul ăsta mâine să ajung acasă. Gata, ne vedem mâine.
Salutare internet și frați pelopone și bine m-am regăsit la a doua zi de muncă. După cum deja probabil ați văzut, am plecat din Scoția și avem astăzi probabil 10 ore de conducere, pentru că avem două descărcări la mama dreacu. De fapt, din Scoția sunt la mama dreacu, adică avem Didcot și Avonmouth, dintr-un punct al țării într-altul sau în altele. Suntem deja pe M6 prin zona Birmingham. Probabil o să avem și ceva aglomerație, live traficul nu merge. După cum vedeți, se merge destul de aglomerat. Ia uite-l și pe ăsta. La ce te-ai băga, mă, mâncați și pula ta în fața mea? A, îmi spui și mie la ce te-ai fi băgat tu aici? Ai de pula ta. Vai de pula ta. Ești terminată. Futu-ți rasa, mătii, în gât. La ce te-ai fi băgat pe banda asta? Explică-mi și mie logica ta. Dacă ai văzut delimitarea de 50, pe banda aia ce să mergea? Nu e nici ieșire, nu e nimic aici. Te-ai băgat tu pe banda aia să ce? Să faci nimic. Băgava și pula în inimă. Băgava și pula în inimă. Uite, așa iar mă enervez. Ăsta e ultimul vlog înainte de concediu și iar mă enervez. Mi-ai și pula să-mi bag. Da, ziceam că coborând din Scoția, să nu lăsați, bă, și pe ăla. Haide, boss, bagă-te dacă vrei, că nu te lasă nimeni. Știu de ce te bagi pe banda asta, pentru că asta va merge mult mai bine decât prima bandă, pe care sunt toți morții. Toți morții vii. Băi, nu știu dacă mai țineți voi minte, acum vreo două săptămâni am postat pe pagina de Facebook. De fapt, cred că fix acum două săptămâni am postat pe pagina de Facebook pe una dintre valorile României, care se autofilma. Se filma omul singurel, nesilit de nimeni, cum merge el cu magnetul nestingherit pe Valea Oltului. Uitându-mă ulterior pe contul lui, era plin, adică zile întregi cu magnetul, pula mea. Am postat chestia asta crezând în prostia mea, în idioțenia mea, în, nu știu cum să zic, în mintea asta mea în care văd toate lucrurile astea, le văd că ar trebui să meargă perfect, am postat cu gândul, bă, hai să arătăm, hai să facem puțin talmeș-balmeș pe chestia asta. Nu e o noutate, se știe, România 90% rup magnetul și firme și șoferi și toată lumea. Că e angajat, că e patron, că e patron angajat, că e orice, să rupe magnetul. Nu e ceva nou, nu e ceva ce a descoperit Adrian Cătălin în niciun caz. În postare, evident, am tăguit și eu acolo. Presă, ISCTR, ministrul a transporturilor, până n-am putut să tăguiesc poliția. Mergea și chestia, domnule, să folosea telefonul în timp ce se filma. Am zis, bă, poate totuși vedem o reacție. A încercat și Gicu să vorbească pe la Digi, să se facă un reportaj pe chestia asta. Ăia de la Digi au spus, domne, așteptăm, am vorbit la ISCTR, așteptăm părere din partea lor. Evident că au trecut două săptămâni, n-avea nimeni să zică nimic, zero barat, nici o autoritate, nici nimeni. Evident, cel în cauză s-a simțit foarte atacat. Am vorbit cu el, din gunoi, din frustrat, din faptul că el șmecher, că el, pe el doare la pulă, că nu știu ce, că la la la. Adică fix ceea ce vedem pe TikTok. De fapt, e și bine că a apărut acolo, că pe TikTok de obicei cam asta vezi. Bombardierii României, valorile României. Și toată lumea a fost la modul, de fapt, nu. Singura mea surpriză, de fapt, a fost la modul că au fost foarte mulți care au luat apărarea. Dom'le, că ce ai cu el, că e normal, că așa să merge, că
ce te interesează pe tine, că pula mea. Zic, bă, pe mine în principiu nu mă interesează absolut nimic. Chestia cu toată tărășenia asta este doar din, pur și simplu dintr-un motiv pe care voi nu înțelegeți, adică spiritul civic, care, din păcate, în România nu există, sau e zero barat, sau nu o să te învețe nimeni despre asta, niciodată, ce înseamnă spirit civic. În România, spiritul civic înseamnă că l-ai turnat, sau că e securist, pentru că avem aceste traume ale comunismului, da? În care toată lumea, fiecare vecin stătea cu borcanul sau cu paharul pe perete și turna ce vorbește ăla, ce face ăla în casă. În schimb, aici nu era vorba de așa ceva. Ci era pur și simplu doar o încălcare a legii în care pur și simplu scoți în evidență sau încerci să arăți fix despre tot ceea ce ne plângem noi. Care sunt, că nu pot să-ți răspund. Fix de ceea ce ne plângem noi șoferii, în principiu, sau șoferii din țară, din România. Dom'le, că magnet, că la... Frate, nu vă mai plângeți. Nu vă mai plângeți, pentru că asta vă place. La voi asta e normalitatea, așa vă place, așa vreți, așa o faceți. Da? Au încercat o grămadă să-i găsească, dom'le, că e camionul lui, că face bani, că face până... Bă, ok, camionul lui, n-am nicio problemă. Bravo lui! Îl aplaud! Păi, dar ceea ce faci tu, distrugi și șoferi, distrugi și alți patroni. Da? Din două motive simple. Ce faci tu ca și patron șofer? Firmele care îți dau ție curse vor avea aceleași așteptări și de la alți patroni și de la alți șoferi. Adică ce? Să mergi cum vrea pula lor, să faci cursele fix cum vor ei și tu nu știu ce. El zice, domnule, că fac bani. Au început să vină pe acolo, domnule, că face 120 de milioane pe lună, că da, ești tu frustrat, că el are camionul lui și tu ești sclav acolo în Anglia, că vezi-ți de jegul tău de camioane, de jegul tău de Anglie, de jegul tău de casă și că nu te mai băga. Frate, în primul rând, eu nu pot să-i fac absolut nimic. Nici să-i dau vreo amendă, nici să-l judec, nici să-i dau puncte, nici să-i dau absolut nimic. Deci eu nu pot să-i fac absolut nimic. Singurii care pot să-i fac asta sunt autoritățile, pe care, după cum am văzut, le doare fix în pulă. Pentru că ei nu pot face asta decât cu acordul clar al autorităților. Da? Simplu. Acordul clar autorităților. Și asta... Aoleu, stai așa că eu trebuie să ies aici. Ce-am făcut, Adriane? Te înjură lumea, Adriane. Te înjură lumea, Adriane. Dacă înjuri și tu pe alții, acum te înjură și alții pe tine. Acum te înjură și alții pe tine. Mersi, boss. Hai că n-ai ce să le faci, bă, la ăștia. Da, nu, exact cum ziceam, nu pot să-i fac eu nimic, da? Lumea a luat foc, s-au făcut înjurături. Cred că dacă nu mi-au scris 30 de persoane să mă înjure, șoferi care folosesc magnetul sau de ăștia care au un camion două și rup magnetul în două, că ce știi tu, că tu ești acolo, că la la, că la la. Deci, frate, nu te iei de mie degeaba, da? Fix degeaba te iei de mie, pentru că n-am nicio treabă cu ceea ce faci, doar el singur s-a postat, nu l-am filmat eu, n-am trimis vreo cameră ascunsă să-l filmeze, nu știu, nu mi-a dat vreun prieten pe ascuns filmarea. Filmarea este publică, da? Pe contul eu TikTok, habar n-am dacă mai exista, probabil nu știu. Poate o fi dat-o jos sau și-a făcut alt cont sau pula mea, nu mă interesează. Deci postarea este publică, n-am făcut decât să-i dau share. Și ce credeți, m-a sunat Valoarea României, sau am vorbit pe ăsta, pe mesaje vocale pe Facebook. Dom'le, că vrei să-ți faci reclamă pe spatele meu. Am zis, da, coai, vreau să fac reclamă pe spatele tău. Ești unul care te urmăresc 2 milioane de oameni
și îmi fac și o reclamă pe spatele tău. Deci omul n-avea nicio treabă, era într-o lume total paralelă. Aveți 60, mâncava și pula voastră limită. 60! Adică mergeți mai tare decât un camion care merge la viteză maximă. Mânca mea sunt toată pula. Că îmi fac reclamă pe spatele lui, că pula mea, că ce mă interesează? Păi nu mă interesează cu ei nimic ce faci tu. Eu am găsit postarea publică, am dat și eu un share. Zic, din contră, probabil faptul că te-am postat eu și că am vorbit despre tine, probabil o să-ți mai aducă de ăștia cu creierul cât o găină. O să-ți mai aducă de ăștia să te aplaude, să zică bravo, boss, fă-le. Și n-ai, adică era la modul, bă, să fiu sincer, am zis, bă, poate reușesc să vorbesc cu el. Dar când am ascultat primul mesaj vocal pe care mi l-a trimis, am zis, e clar, n-ai cu cine. N-ai cu cine pentru că n-ai cu cine, frate. Cu bombardieri n-ai cum să vorbești cu valorile României. Proștii n-au cum să vorbească cu valorile României niciodată, în vecii vecilor. Evident, a urmat după aia un curs de câteva videoclipuri pe contul lui TikTok cu manele, că el e bossul, că l-am turnat eu, că muie la sifoane, că pula mea, că nu știu ce, el crezând că mă atacă pe mine și mai rău, sau o să zic, mamă, ce șmecher e ăsta, uite și tu. Știam tot ce se întâmplă, adică eram conștient că nu o să se întâmple absolut nimic. A doua zi dimineață, ca să-ți dai seama, pentru aia care au creierul exact ca al lui, adică atrofiat, a doua zi dimineață după ce a postat chestia asta, s-a oprit la ISCTR să-l controleze. De parcă, deci tu dacă te oprești la ISCTR să te controleze cu magnetul, de fapt, să vad, ăia te pot găsi dacă tu ai mers cu magnetul, doar verificându-ți kilometri, da? Pentru că ăia nu se oprește din numărat și acolo vezi kilometri, dar nu poți să vezi că, nu știu, camionul 10 ore de mers a făcut 2000 de kilometri, că n-ai cum, da? Evident că aia nu verifică, în plus de asta faptul că are blat pe la ISCTR sau eu știu cine pe unde plătește să facă fix ce vrea pula lui. Mergi, futu-ți morții, mătii, mergi. Băga mea și pula în rasa ta. Mergi. Futu-vă în gură să vă fula muie. Da, a avut un blog, dă-ți seama că nu o să-i zică niciodată nimic. Iar el după aia, domne, țin de că mi-a dat cineva videoclipul și era pe acolo în comentarii. Mamă, că ți-ai făcut, numai copii de ăștia. Te uitai, dar am dat de vreo 2-3 ori pe click pe alea zi, pe profilurile respective. Nu mai copii de ăștia fără creier, de ăștia care încă mai cred că e șmecherie să faci zi, să faci tot numai ilegalități sau de-astea imorale, știi? Pentru ei încă mai e șmecherie. Sau li se pare că sunt cineva. Bă, nu știu cum, minte îngustă, de-aia mi-e și scârbă să mai vorbesc despre chestia asta. Inițial, de fapt, am spus că o să vorbesc despre chestia asta doar ca să aduc în vedere faptul că, bă, n-aveți, cei care munciți în România, n-aveți, frate, niciun motiv să vă plângeți de condiții. Pentru că condițiile astea voi singuri le creați sau le-au creat șoferii de-a lungul anilor. Pentru că eu am tot sperat, odată cu trecerea anilor, domne, ăia bătrâni se retrag ușor-ușor, vin camioane noi, moderne, pula mea, mulți tineri de ăștia care... Na, mai au acces la internet, mai văd pe afară cum se mai muncește, mai văd pe la unul, pe la altul, pe un videoclip, pe un poster, pe un pula mea, una alta și zici, bă, uite mă că până altă parte se poate, hai să facem și noi așa, să fim și noi mai corecți. Dar nu se schimbă nimic, adică vedeți și voi, da? Și alții care sunt acum tineri au preluat fix același lucru, li se pare că e mare șmecherie dacă fac același lucru. Să-mi bag pula în asta cu fiatul ei, să iau un pulă. Deci lor, bă, nimic mă, zero barat mă, zero, 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 zero barat. Mamă, uite-o frate, merge cu 50, bă.
N-ai, mă, uite-te, nici măcar nu se mută. Măcar atâta lucru să facă. Nu se mută nici măcar atât. Uite-te, ești, ca să vezi cât e de retardă. Băga mea și pula măta și morții tăi. Să-mi bag pula măta și morții tăi. De zdreanță. Zdreanță futută. Băga mea și pula măta și în rasa ta. Băga mea și pula măta și în rasa ta. Să stai pe banda aia că o depășești pe măta. Pe măta o depășești, futu-ți morții tăi în gât. Mamă, m-a luat capul iar. M-a luat capul iar, bă, mâncava și pula voastră cu traficul pizdi. Traficul pizdi în Birmingham-ul pizdi. Mi-ai pula în rasa lor. Stai, că acum iar stau după aia cu 50. Ola. Bă, dacă nu sunt jale ăștia, mă. Jale. Uite-o, fraților. Mâncate-ar cancerul și buba neagră. Să te mănânce cancerul și buba neagră, futu-ți morții mătii. Cancerul și buba neagră să te mănânce. Băga mea și pula măta să-mi bag. Să-mi bag pula măta. Să-mi bag pula măta. Dacă o să-mi spuneți că de ce am depășit pe banda aia, pentru că pentru M6 sunt doar două benzi. De ce am voie să mă duc acolo? Nu este a treia sau a patra bandă. Da? Ca să nu-mi aud după aia pe aici cine știe ce. Aici sunt două benzi, aveam voie să depășesc, n-am niciun fel de restricție. Da, și așa cu ăștia. Bă, nu mai cereți, frate, condiții. Am văzut că a apărut ieri la alte ieri petiție pentru dușuri. Acum, cu aia e serios, pentru ce pula mea trebuie duș când tu nu te oprești să dormi în parcare? Tu îi dai, tată, cu magnetul cât poți, cât te ține ficatul. Pentru ce pula mea trebuie parcare, auză, și cu duș? Nu îți trebuie cu aia parcarea și cu duș. Parcarea și cu duș e pentru oameni, cu demnitate, cu alte ale. Nu pentru toate scârbele societății și toți jegoșii și toți infecții. Toți infecții. Ne plângem, bă, nu merge România deloc. Păi nu merge, bă, din cauza noastră. Din cauza noastră nu merge. Că suntem niște jagardele, niște jegoși. N-avem educație, n-avem respect pentru lege, pentru corectitudine, pentru nimic, bă. Bă, pentru nimic. Fix pentru nimic n-avem. Respect pentru nimeni. Decât singurul nostru scop în viață să faci o șmecherie. Să faci o șmecherie, să faci bani. Ăsta e adevăratul scop și țel al tuturor, de tuturor sau marea majoritate. Nu știu dacă e bine zis marea majoritate a românilor. Ăsta e scopul principal. O șmecherie, să faci bani. Să râzi de proști. Așa e, pentru ei așa e. Doamne, râd de proști. Cum erau pe acolo, pe la comentarii. Râzi, bă, stă ca sclavul, muncește în Anglia. Vai, mama lui plătește chirie, stă plecată. E sclav. Ca ți-ești pe atal, păi mai sclav ești tu. Mai sclav ești tu, sclavul banilor. Sclavul banilor și sclavul altora. Pentru 2 lei. Pentru 3 lei. Ce s-a mai întâmplat aici? Haide, boss, dă-i că ăla merge ușor. V-a dat ridicarea tuturor restricțiilor în față, în cazul în care n-ai văzut. S-a stricat hârca. Ha? Dați-i talpă. Dați-i talpă să scap mai repede de căcatul ăsta de M6, că să-mi bag pula, că nu zici că sunteți. Zici că sunteți în pula mea noi în țara asta, nu știți să mergeți. Da, și cam asta cu magnetaria. Am făcut două postări pe Facebook. Cine mă urmărește, da, a văzut. Dacă nu le știți, căutați-le pe acolo pe pagină.
Știi cum e chestia asta? E așa... E mai mare frustrarea. Pentru că, domne, omul spunea că sunt frustrat. Bă, frustrat nu sunt din cauza a ce faci tu. Frustrarea mai mare din cauza lipsei de reacție a autorităților. Asta cred că e frustrarea cea mai mare. Adică, bă, nici măcar să te dea exemplu. Adică, bă, stai, bă, hai să-l futem un pic pe ăsta, să-l dăm exemplu. Nici măcar atât. Că oricum de rezolvat nu se va rezolva problema asta niciodată. Ia vezi, mă, că merge aia cu Fiat-ul. Ia vezi, mă, că a găsit cum să meargă. Băga mea și pula în Fiat-ul, mătii, în gât. Băga mea și pula peste tine în Fiat. Deci frustrarea mai mare doar din lipsa asta de... Adică nu știu cum să zic, e așa o... Bă, o scârbă, bă, las, exact. Țineți minte reportajele după la Recorder? Când arată, bă, ăia cu subiect, cu predicat, cu toate alea, pe fiecare în parte, ce face, ce alea... Și vezi că, nu știu, o lună de zile, două luni, nu dă nimeni niciun fel de reacție. Nici o autoritate, nici nimeni nimic. Bă, și mori, bă, te uiți... Vezi cu ochii tăi, bă, ți arată ăla pe X, pe X, și ăla vine, nu e, domne, că n-am făcut asta. Păi te arătăm, te avem acolo filmat, te dă lumea în gât, spui tu cu gura ta. Nu sunt, domne, eu, e sosia mea. E de asta, inteligența artificială, nu sunt eu, nu vorbeam eu. Bă, exact, ca pe ultimii proști, bă. Și îți dai seama că, de fapt, ei sunt aia foarte deștepți, iar restul țării, bă, ăștia care ne uită la televizor, suntem proști, mă. Bă, da, proști. Bă, ultima speță de proști. Bă, ultima speță de proști noi suntem. Să-mi bag pula, dacă nu ultima speță de proști. Mai am, frate, este o grămadă de băieți ăștia tineri care au câțiva ani pe aici, prin Anglia, prin Belgia, prin Germania, prin Italia și... Mai vorbesc cu ei, bă, că m-aș întoarce acasă, să mă angajez pe țară, să fac, să dreg, să pula mea, că mârcă, cârcă, păr. Și le mai spun că țin legătura, frate, cu mulți de prin țară, am prieteni care folosesc magnetul. Da, dar nu se laudă măcar, nu-i știe lumea. Da, am prieteni care și spun, bă, e greu mai aici, n-ai cum, nu poți, nu știu cum, nu știu ce. Și le mai spun ăstora, bă, n-aveți, bă, cum, n-ai cum să reușești. Am scăpat de unul, am dat de altul cu Fiat. Ia uite-o și pe asta, mâncați-o și pe asta. Ia uite-o, fraților. Ma, 40 de mile pe oră. Mama mea, mamă, futu-te în gură viață. Futu-te în gură viață. Futu-te în gură viață, 1000 de ani ai. Ia uite-l și pe ăsta cu dubla, stai că și ăsta e pierdut în spațiu. Ia uite-l, mâncați-i și pula ta, 35 de mile. Bă, futu-ți morții mătii cu 35 de mile ale lui morții mătii în gât. Ia uite-l, coaie, futu-te în gură viață. Bă, n-are, mă, ăsta e pe altă planetă. Deci ăsta nu, cred că nu merge mai și mai mult de 40 de mile. Deci ăsta este pe altă planetă, coaie. Ia uite-l, mă, mâncați-i și pula ta. Deci n-are niciun Dumnezeu ăsta. Maică, viața mea, viață. Deci nu cred asta, mă. Stai, și-a adus aminte. Ia, vedeți, mă, că și-a adus aminte, bă. Fiți atenți că și-a adus aminte, bă. Stai că de fapt nici nu se duce pe aici, a? Mamă, futu-te în arăbete, viață. Băga-mea și pula în măta. Băga-mea și pula în rasa ta să-mi bag. Mamă, mamă, mamă. Bă, sunt ireal, bă, ăștia, bă, mâncava și pula voastră. Sunt ireali. Da, și ziceam de chestia asta cu întorsul. Ce să te întorci, bă, frate, că n-ai ce? Bă, n-ai ce? N-ai unde, n-ai la ce să te întorci decât să-ți faci rău singur.
Mai am câțiva băieți care au plecat de aici, pe care îi cunosc personal, și și-au luat camion în România și vor să-l muncească legal. Bă, și să chinuie. Deci vorbesc cu mulți, poate nu zi de zi, dar măcar o dată pe săptămână. Bă, și încearcă să pună în aplicare chestii pe care le-a văzut pe aici sau ceva. Și îmi zic, bă, Adriane, n-ai cu cine. Bă, nu ai cu cine, adică lor, tu dacă vrei să faci, nu știu, un contract, să spui o condiție sau ceva, nu există. Face, nu există, deci, cum doamne să nu faci așa ceva? Păi toți fac, nu vrei, nu-ți dau, sau pula mea. Bă, și am respect maxim pentru ăștia, frate, care totuși s-au dus și au încercat și acum reușesc să muncească legal și au început să-și ia și încă un camion și al doilea și al treilea. Și muncesc legal, frate. Și în plus de asta angajează și șoferi sau și-au găsit șoferi și la fel să muncească legal. În plus de asta, în ultima perioadă au mai apărut și firme mari, da? Care au luat camioane noi și muncesc, frate, legal. Ba, au reușit sau fac în așa fel încât să muncească legal. Pula mea, cum au reușit? Bă, nu înțeleg ce unii reușesc și alții nu reușesc. De fapt, a reușit și ceilalți, dar se complac în situația asta. Lor le place așa cu puțină șmecherie. Cu puțină șmecherie să pui la risc viața șoferului, a celor din jur și am familii întregi, da? Îi pui la risc. Pentru ce? Pentru 5 milioane în plus, 10 milioane în plus. Eu nu am să înțeleg în viața mea niciodată chestia asta. Frate, cred că am mai spus-o multe vloguri. Bă, unul din motivele foarte mari, principale, pentru care am plecat din țară, a fost fix chestia asta cu corupția asta, peste tot. Cu șmecheriile astea. Niciodată n-am fost de acord sau niciodată nu mi-au plăcut și nici nu... Nu știu, am preferat tot timpul să mă folosesc de calea cea mai grea, cea mai legală, cea mai corectă de a obține ceva. Niciodată nu am preferat să dau 5 lei și să am un avantaj de acolo. Absolut niciodată. De multe ori, chiar și în anii trecuți în care am mai fost prin țară și m-am chinuit cu pașaportul pentru fată, pentru alea, pe Facebook mai scriu prietenii, domne, du-te acolo, dai 50, mă, sau ne dea mesaj, bă, hai că-ți dai eu pe cineva. E, nu, frate, nu vreau pe nimeni, vreau eu să fac normal totul legal. Și după aia mă enervam și scriam și postam și degeaba, mi-a iroseam energia și timpul fix degeaba. Deci fix degeaba. Pentru că nu ai cum, așa e făcută țara aia să funcționeze. Și așa va funcționa 1000 de ani acum încolo, nu o să se schimbe în vecii vecilor. Cu toate că unii visează, că facă drept, nu o să se schimbe în vecii vecilor. În vecii vecilor și cu asta închei subiectul ăsta. Și stăm în aglomerații. Ce să facem? Mergem la Didcot. Băgamea și pula în aglomerații. Băgamea și pula în aglomerații. Frații mei peloponezi, este ora 1 și după 9 ore am ajuns și noi la Didcot. 9 ore de muncă. Iar cât am condus până aici? 7 ore 33. Deci 7 ore și jumătate. Mai avem maxim 2 ore jumătate. Cu aproximație, evident. Ca să ajungem la Avonmouth. Normal, cred că fac cam 2 ore. Nu știu cât fac până acolo exact. Să vedem că stăm și pe aici. Avem legume. E aiurea că băgăm la rampele astea din față. Trebuie să mergem 10 minute până la birou. Că să mă fut mie de Tesco-uri dacă nu. Zici că l-au făcut pentru leneș. Zici că l-au făcut de fapt în ciuda alora leneș ca mine. Stai să merge prin toată curtea să ajungi la birou. Avem de lăsat aici 20 de paleți, iar ultimii 6 acolo la Avonmouth. În teorie n-ar trebui să stau foarte mult aici, evident nici nu știu pentru ce oră sunt programat. Să sperăm că n-avem vreo surpriză. Să
sperăm că nu avem vreo surpriză și că mă vor pune ăștia să aștept aici cine știe cât. Și s-a făcut iar cald rău de tot, s-au făcut 23 de grade aseară, vreau să vă spun că am dat drumul la Sirocco, la Livingston. Bă, stai și tu acolo să pot să intru și eu, că n-am cum să intru, că tot mașinile voastre sunt parcate pe stradă. Da, seara am dat drumul la Sirocco, de dimineața când m-am trezit era 8 grade, 9 grade. Deci foarte, foarte frig. Se pare că sunt ocupate rampele, de obicei pe acolo, pe la 50-51. 52, cam pe acolo trebuia să bag. Dar, oricum sunt ocupate. Așa că trebuie să vedem. Dar unde sunt actele? Ah, astea sunt. Tot așa că le-am zăpăcit. Le-am zăpăcit. Asta. MMX. Da, de ce nu mi se aude frigul? S-o fi oprit frigul. 4 3 9 6 8 4 2 okay. 0 3 grade 19 paleți, ok, dacă așa spui tu 6 9 evident în parcare. Să ne uităm ce dracu are frigul, că nu se aude. Motorina aveam la el, da? Când am plecat de la pauză din servis, mergea. S-o freopi pe drum. E chestia când mers, nici nu-l auzi, că s-aude motorul. Chiar nu mi-am dat seama că nu s-aude. Sau poate sunt eu prea... cu sunetul ăla în cap. Da, boss, știu că mai avem 40 de minute de condus, știu. Să vedem cât dracu stăm aici pentru rampă. Uf, bam, 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 bam. Avem loc de parcare pe undeva, avem o pulă. Avem o pulă cu 3 coaie. Uite, o băgăm și noi aici. Lăsăm acolo loc pentru șanteri, să scoată vagonetul. Și ia să vedem noi ce... Sau merge, mă? Nu merge. Cred că avem... Cred că avem una bigas problemas. Cred că avem una bigas problemas. Dacă nu merge ăsta, s-au făcut legumele mele terci până aici. Da, nu merge. Hai, băga mea, 6 grade. Unit shutdown, see alarm list. Ce avem? Failed to run minimum time, A30. Ok, dăm aici să ștergem eroarea. De ce nu se șterge? Hai să dăm un shutdown. Să-i dăm drumul. Văd că nu sunt, nu, e la 6 grade momentan boxul. E normal, trebuie să stea la 3. Să vedem dacă o mai ia.
chestia că nu s-a șters nici alarma. De obicei îți dădea de aia să șteargă alarma. Șapte grade aproape. Aici mi arată temperatura box, adică din interior. Și aici e cât trebuie să meargă. Da, mă, că a luat-o. Și acum mai îmi dă alarmă. Tatu, s-o chic. Ce-ai, mă, băiat? Da, să nu cumpărați legume săptămâna asta de la Tesco. De la Tesco, din zona Didcot, Oxford. Să nu cumpărați, că le-am adus eu la temperatură mai mare. Revenim după ce primesc rampă. Fraților, haideți că n-am stat mult. Oh, băgam aici mâna, nu sunt la coaie. Fac chef singur pe cabină. Băi, 20 de minute și mi-au dat ăștia rampă. Rampa 50. Și să sperăm că ieșim repede și de aici. Da, o să facem cam 2 ore până la Avonmouth. Acum să sperăm că nu o să fie chiar haos traficul. Va trebui să coborâm pe A34 și după aia pe M4 până la Bristol. După cum ați zis și voi, e destul de aglomerat pe șosele, destul de cald, vacanță, concedii. Cred că da, e și haos ăsta. Gata, boss, ai proptit-o? Mulțumesc. 49 și 50. Aici, între culina și dăfuleanul ăsta. Bucată vagon, nu îl luăm. A? Sau îl luăm? Îl luăm, mă? Nu-l luăm, mă. Mi se pare aproape. Să îndreptăm și noi. Ușurel. E perfect, da? Da. Am atât. Deschidem și noi ușile. Ne-am luat și noi hanoracul jos, că vorba aia, murim. Murim, murim, murim. În funcție de cum plecăm de aici. O să-i sun pe ăștia să văd la, pentru ce oră sunt programat la Avonmouth. Și dacă ei ne oprim 15-20 de minute să facem duș. Dacă nu avem timp, facem mâine dimineața la prima oră. Uite, mă, băieți smart. Băieți smart. De obicei nu prea pună ei de-astea. Țineți minte câte vagoane cu legume am avut și înțâțâia curul. Da, și dar am zis că dacă e să nu avem timp, ne oprim mâine dimineață, pentru că astăzi seară probabil 100 la milion vom rămâne la Avonmouth, acolo lângă Tesco, să dormim. Și mai dimineața o să plecăm la Gloucester. Și ne putem opri pe M5. Avem 2 servisuri până la Gloucester.
Matavos. Am proptit-o, da? Ne vedem la plecare. Da. Am făcut pădrecul să mă ia. Am oprit la memburii pe... Sunt pe M4 să fac duș. Și ia Adriane și fă duș, că n-ai cu ce să te ștergi. Am uitat prosopul acasă și din păcate aici nu am găsit de cumpărat. Băgam aici mâna în sân la coaie. Să-mi bag mâna în sân la coaie. Știu sigur unde găsesc de cumpărat. Găsesc la Streșham pe M5. Și mâine, după ce mă duc să iau vagon încărcat de la Gloucester, aia e prima oprire. Facem duș, ne luăm și prosop. Și asta e, sărim dușul pe ziua de astăzi. Oricum ieri n-a fost foarte cald. Astăzi ce a fost mai cald așa, dar până la urmă am stat numai în mașină, n-am făcut mare lucru. Dacă tot m-am oprit pentru duș și n-am găsit duș, am și mâncat. Este 3, la cât ajungem acolo, într-o oră și un sfert. Deci pe la 4 și un sfert, 4 jumate. Pentru 6 palezi nu cred că s-au mai mult de 10 minute acolo. Mulțumesc, Dubă. Mulțumesc. Dar nu cred că stă mai mult de 10 minute, după care probabil o să ieșim să ne parcăm. Pentru că, v-am spus, nu mi-ajunge timpul să mă duc până la Gloucester. Aș avea nevoie cam de 45 de minute până la Gloucester. Și nu mai am. Adică, na. Când ajung acolo să am deja 9 ore jumătate de condus, din 10. Și o să rămânem acolo, în zonă. Vedem, mai e și acolo un service, chiar la ieșire din zona industrială. La Severn Bridge, acolo, la podul ăla vechi. E și acolo un service. Dacă ei, cred că aș da o fugă până acolo să văd. Poate ori avea magazin de ăsta mai mare și găsesc prosop. Și dacă îmi fac și duș acolo, după care mă reîntorc în zona industrială ca să mă parchez. Dar momentan noi facem planuri, vedem. Vedem ce și cum. Haideți la Avonmouth. Frații mei peloponezi, am terminat și la Avonmouth. Este ora 5, evident ăștia mi-au spus să mă duc către Gloucester, le-am spus că nu o să am timp. Mai zis că nu e problemă, pot să pornesc de dimineață. Și acum mergem până aici la serviciul ăsta. E chiar la piciorul podului, n-am fost niciodată în serviciul ăsta. Știu doar că e acolo, n-am fost niciodată și ne încercăm norocul, poate ne găsim vreun prosop. Și dacă găsim prosop, ne întoarcem la cabinuță, ne luăm și noi catrafuse și facem noi un duș ulean. Și ar fi perfect, așa înainte de somn, un duș ar fi mai mult decât perfect. Am zărit și un loc de parcare acolo în zona industrială la umbră, sper să nu dispară până ajung eu. Cam tot stau să mă gândesc, bă, să mă parchez acum și să fac mâine dimineață duș. Sau să-mi încerc acum norocul, mai trag și de ore. Mai am 2 ore din până la 15, mai trag și de ore să mai iau un ban. V-am mai spus, până la urmă, de-aia plec de acasă, nu se iau bani, așa că n-are niciun rost să mă opresc prea devreme, e și sâmbătă. Și ne încercăm acum norocul, să vedem cum e pe aici prin serviciul ăsta. Stăm pe banda asta pentru că vom merge înainte. Cred că merge înainte banda asta. Sau merge doar la stânga și aia merge și înainte și la dreapta. Nu mai știu. Știu că parcă arăta pe jos, dar merge, mă, și asta nu. Doar asta merge înainte. Ok, boss, și noi tot după tine. Hai, bus. Am
Mama, aici era blană să fie avut dronă. Mama, era fix aici la pod. Fix aici la Podulean. Stăm pe banda asta pentru că intrăm în service Severn View. Mama, adică s-o și vedea oare de aici? Ok, entrance. Entrance. Să vedem noi cum este entrance-ul ăsta. Ok, deci pe unde să intre pe aici? Aha. Și pe unde intră la camioane? Mașini. Ia uite-l, bă. Cățești pula ta. Doamne, mâncați aici pula ta, doamne. Bă, n-ai mă. Nu mă știu, mă. Aș vrea să vă zic ceva, dar nu pot să mai zic nimic. HGV. Ok, aici e, de fapt, am intrat prost. Adică nu, n-am mai ocolit pe parte. Deci n-ai mă, cu ăștia n-ai nicio șansă, mă. Dacă ăștia nici în țara lor nu știu să intre pe sensul corect, ce pretenții să mai avem, mă? De ce mai râdem, mă, de alții? De ce mai râdem de alții? Să-mi bag pula în dracu dacă eu am înțeles vreodată în viața mea. La ce dracu mai râde de alții, nu știu. Când ăștia n-au niciun Dumnezeu. Mamă, ce hal de parcare, mâncați și. Mamă, ce hal de parcare, futu-te în gură, viață. Hai să băgăm și noi de pe partea asta, ca să putem să dăm cu spatele, după aia de pe partea noastră, de aici lângă București. Mă duc să văd dacă găsesc sărăcie de aia de prosop și venim înapoi să ne luăm catrafuțele. Da, n-am avut noroc. N-au ăștia un service mic, pricăjit, prăpădit. Oh, păi să-mi bag pula în senzorii vieții. N-au, bă, n-au. Hai, facem mâine dușul, Ana. Era la fix acum pe căldura asta un duș. La marele fix era. La marele fix era, bă, boss. Mamă, urât e serviciul ăsta. Urât cu crengi. Ia stai, mă, să intru și eu pe contrasens. M-a intrat. Bă. Bă, e greu, bă, cu ăștia. Bă, e greu rău de tot. E greu rău de tot, bă. Sunt sub orice critică de proști, bă, mâncați aici pula ta. Orice critică de proști și de cretini și de idioți. Da, mergem la locul de parcare și ai, ne vedem mâine. Au putut și pe fratele meu pe bicicletă. Ca țiești pula ta, vrei să dau un vânt? Îți dau un vânt? Tu-s bicicleta bicicletelor, mătii în gât. Ala. Hai, Suzana. Hai, Suzana, la parcare. Mamă, dacă nu găsesc locul de parcare, nebunez, mă ia capul. Haide, boss, du-te. Du-te turbo. Du-te turbo, că tu ești mai rapid decât Suzana mea. Opa, așa. Tragem și noi ăsta aici. Mamă, sper să găsesc locul la umbră, să nu mă bate soarele. Sper să găsesc locul la umbră. Gata, fraților, ne vedem mâine. Probabil o să ne vedem pe la Gloucester sau după ce plec de la Gloucester. Vedem mâine și ce job avem. Tot ce aș vrea să nu mă trimită pe la Aldi sau pe la Lidl. Cu paleză înghețată. Nu știu, să mă trimite oriunde anul acolo. Și preferabil nici în Londra. Dacă mi-ar da o cursă de Scoția înapoi, ar fi genial. Ok?
chiar ar fi genial. Chiar dacă azi mi s-a făcut curul pătrată atât a condus, 9 ore 35, mai fac 5 minute până la parcare, 9 ore 40. Hai, gata, ne vedem mâine, pa! Frații mei peloponezi, bine v-am găsit în a treia zi de munculiță. Mamă, ce bine e după ce faci dușulean. Băi, frații mei peloponezi, suntem în firmă. Și asta înseamnă că am fost și noi acasă, ne-am făcut dușulean. Am mâncat ardei umpluți, doamne, doamne ce bun e. Doamne ce bun e ardei umpluți. E bun, e bun, e foarte bun. Sărna pentru masă, dragă soție, și pentru acei minunați ardei umpluți pe care i-ai făcut. Băi, frații mei peloponezi, este ora 12:20. Suntem în firmă, deja am muncit de ne-a ieșit pe ochi. Am plecat de dimineață de la Avonmouth. Evident, după cum știți, după cum am spus aseară, ne-am dus la Gloucester. Unde la Gloucester trebuia să iau un vagon să-l aduc în firmă cu niște paleți refuzați de la o altă livrare. Și a ajuns fratele vostru la 5 acolo și evident vagonul nu era acolo. M-au pus aia să-l caut, zic, bă frate, nu e aici vagonul, ce nu înțelegeți? Dom'le, că tracker-ul arată ultima oară la Gloucester. Zic, bă, eu vă înțeleg că l-o arăta la Gloucester, problema e că nu e aici. Adică nu mă puneți să vă fac poze la toate trailerele ca să vedeți că nu e aici. După care, evident, mi-au spus, domne, așteaptă până la 6 să vedem pe unde e vagonul sau dacă nu se ia altceva de acolo. Și am stat până la 6 pe acolo. Pe la 6 și 10 mă sună, domne, că ia un decar gol și du-te și încarcă la Auckland International, la Barton acolo pe M1, la joncțiunea, nu știu câte acolo, 22, nu mai știu cât e. Aia unde nu a vrut într-o seară să-mi dea cheie, dar am înjurat eu pe acolo, dar am făcut scandal cu poliție, cu dragi, cu laci. La oia acolo am fost să încarc pentru Falkirk. Și evident mă așteptam, bă, pleacă Adrian la Scoția. Deja am făcut sem planul, nu trec pe acasă, urc pe M6, iar dă-i și caută, oprește în toate serviciurile să cauți un prosop să poți să-ți faci duș, m-am dus în nervi. Am trenat de încărcat, îi sun pe ăștia să-mi dea numărul ăla de referință pe care îl scriem noi pe foi și îmi spun, domne, că vin în firmă cu el. Zic, bă, iau, pula mea, hai că vin, mai bine. Zic, mult mai bine chiar că m-a schimbat în firmă pentru că chiar aveam nevoie. Și am venit pe la 11 și ceva în firmă. De fapt, la 11 am ajuns în firmă. Am lăsat vagonul, m-am dus sus, mi-a dat alt job. După care le-am spus, fraților, rămân cu acasă, îmi fac și eu duș să mănânc, fac o pauză de 45 și mă întorc după aia să plec. Și iată-mă înapoi aici. Căutăm și noi trarul 215 RBT, deci trebuie să fie Decker. Și cu acest trailer mergem la Sainsbury, Northampton. Și probabil acolo o să și rămânem. Adică gen o să noptăm acolo în zonă. Avem descărcare la ora 4. Cam atât facem până acolo, cam 3 ore și un pic. Bosule, dacă te-aș și găsi. Aici nu mai e niciun decăr. A? Nu mai e. Aici e un decăr 264. 172, bă, aș fi preferat totuși, chiar și cu provocarea de a face duș, de a găsi de fapt un prosop să îmi cumpăr, preferam să mă duc în Scoția, să nu rămân pe partea de sud pentru mâine, mâine fiind luni, bă, dar să moară mă sau, bă, bă, cum să facem, mă, că mereu trailerele astea sunt la mama dreac, mă, numai 215, băgamea și mâna sunt la coaie. 215, răbătă. Da, preferam să rămân pe Scoția și am spus că, bă, chiar dacă nu găseam prosop, mă ștergeam cu tricourile.
scot de bumbac și puteam să mă șterg cu el. Dar a fost la fix venirea asta acasă și duș și mâncare caldă, bună, gătită. Că sunt sătul de toate sandwich-urile și toate fast food-urile și pe toate dracu să mă pieptă. Lăsăm vagonul ăsta sau pe unde încărcăm și o să avem. Bă, să-mi bag pula în ușile astea dacă nu zici că sunt. Oh. 046. Ok, asta este. Și cauciucurile. Și aici pe acolo avem. Hai să băgăm și noi o verificare. Mă spart asta cât crește, poate să dea. Trebuie să lași o cheie de la mașină. Și aici pe double decker. Avem așa că 046 e bine. 215 RBT. Ok. 0 și gata. Mergem să alimentăm la pentru frig și haideți la Northampton. Să sperăm că nu primim aglomerație pe drum. De fapt, poate să fie în bapă în aglomerația vieții. În bapă în aglomerația vieții. Frații mei peloponezi, am terminat la Northampton. J'ai fini la comedie. Băi, am terminat și aici la Northampton. Am ajuns în jur de 3:30. Este 5:30. Mai avem o oră și jumătate pe care vom parcurge către Gloucester. Și acum ne gândim pe unde ne parcăm noi în drumul meu către Gloucester. Și în minte îmi vine o singură locație. La Bedworth, fix lângă acel cafeceu, fix unde mi-a murit
perna de la vagon, camera de frânare de fapt de la vagon, acum 2-3 săptămâni, nu mai știu când dracu mi-a murit. Fix acolo mergem și ne parcăm iarăși, să sperăm că vom găsi și noi loc. Și gata și pe ziua de astăzi. Gata și pe ziulica de astăzi. Mâine și poi mâine mai avem doar câte 13 ore maxim. Asta în cazul în care nu facem vreo nefăcută și stăm vreo 3 ore pe undeva. Bine, puteam să salvez asta vineri. De fapt, puteam să salvez. Vineri am stat peste 3 ore, doar că la 2 ore și 45 am băgat și eu 2 minute de ciocane. Tocmai ca să nu mai mâncăm un 15 ore, chiar dacă de obicei te cam ajută în ultimele zile, dar nu mai vreau. Nu mai vreau. Îmi ajunge. Pentru că ați văzut și voi aici, primele 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, fără discuție, 15 ore. Rar se întâmplă să nu ajung eu la 15 ore. Bine, eu zic 15 ore general, pentru că, spre exemplu, vineri am făcut... Ba nu, am făcut chiar 13 ore și un pic, 14 ore. Ieri la fel. Astăzi probabil o să facem, cred că cam maxim. Bă, să sperăm că nu facem mai mult de o oră și jumătate până la Bedwars acolo. Normal, n-ar trebui să fie mare aglomerație, pentru că oricum eu ies acum pe M1 aici, la juncțiunea, cred că 15A. Parcă 15A, cred că se numește, unde se termină porțiunea de lucrări și a trebuit să mergem blană până acolo. N-ar trebui să facem mai mult de, nu știu, 45 de minute. Cred că e deja și mult 45 de minute până acolo. Dar vedem. Și să sperăm că o să găsim și noi loc de parcare, pentru că cred că m-am parcat în weekend acolo și n-am găsit, adică n-am găsit, a trebuit să mă chinui pe acolo. Mă pot parca cu vagonul, pentru că na, este gol, nu mai bârie, nu-mi bârie în creieri. Și mâine dimineața la 4 ne pornim către Gloucester. Să sperăm că primim un job lejer de acolo. Bine că am făcut și duș. Bine, uite, acum să spunem că dacă nu făceam duș, mă puteam opri la Rugby Services și cred că acolo găseam sigur și de ăsta zi prosop. Pentru că Edita e servisul de ăsta nou, are o grămadă magazine, cu siguranță găseam. Cu siguranță găseam. Gata, ce să mai zic, ce să vă mai zic, ne vedem mâine, luni. Mamă, mâine o să fie haos pe șosele. De acolo de unde mă opresc până la Gloucester, probabil o să mai fac cam o oră. Da, trebuie să fie lejer dimineață, dacă mă pornesc la 4, la maxim cred că 5 sunt acolo la Gloucester. După care de acolo o să iau traficul mai urât. De fapt, dacă o să urc către Birmingham, un par, de fapt ce să mai iau, o să iau trafic orice ar fi. În orice direcție m-aș duce. În orice direcție m-aș duce, o să iau trafic. Da, gata. Ne vedem mâine, maniana, tomorrow. Hei, hei, hei! Bine v-am găsit în a patra zi de munculiță. A patra zi de munculiță care a început, uite, numai așa. Uite, numai așa a început. De la Gloucester până aici, uite, numai așa am mers. Băi, frații mei peloponezi, ne-am trezit la 4 după ce am dormit cu năbădăi. Băga mea și pula în toți pescărușii vieții. Să iau un pulă toți pescărușii. Că eu nu știu de unde pula mea apar pescărușii în mijlocul Angliei. Să-mi bag pula în pescărușii vieții. Pescărușii vieții. Să iau un pulă. La cel mai mic, la cel mai mare. Dacă nu m-au terminat toată noaptea, să-mi bag pula în gura lor de pescăruși. Explicați-mi, bă, și mie, cum pula mea ajung, mă, pescărușii ăștia în Birmingham? Că e la 200 km de mare. De unde pula mea vin pescărușii ăștia? Bă, ca mea și pula mea de pescăruși. Ce-or căuta în mijlocul Angliei? Ce-or găsi de mâncat? Ce-or
cum dracu îi aduce aici? Cine îi aduce? Băga mea și pula, am pescăruși și vieții. Am dormit de n-am mai putut de pescăruși, să-mi bag pula. M-am trezit chiar undă somn. Am dat repede o fuguliță până la... Da, mă, că ăștia merg aici. Bine, toată lumea merge ca... Pula, dar parcă banda asta merge mai bine. Băi, ne-am trezit la 4, am dat repede fuguța la Gloucester. Pe la 6 și ceva am plecat de la Gloucester cu două livrări. Una la Chesterfield, pe care am și făcut-o. Și cea de-a doua la Warrington, la Iceland. Dacă nu v-ați dat seama, suntem pe M62, în zona Leeds. Evident lucrări, evident aglomerație. Dar vreau să vă spun că așa am venit tot drumul să-mi bag pula. Bă, dacă nu tot drumul. M5 aglomerație, M42 aglomerație, M1 aglomerație. Am plecat de la Chesterfield de acolo, pe M1, nu știu ce s-a întâmplat, hai boss, bagă-te. Nu știu ce s-a întâmplat pe sensul celălalt, dar era, cred că a pierdut cineva motorină, ulei, benzină, o fi fost accident azi noapte, ceva de genul ăsta, din 3 benzi erau 2 închise. Bă, s-a făcut aglomerație pe sensul celălalt de 20 de minute, doar că încetinea lumea să vadă ce s-a întâmplat acolo. Deci mie asta mi se pare... Bă, bezi n-am minții, mă, să-mi bag pula, că nu bezi n-am minții, mi se pare. Deci eu prima oară am zis, bă, o fi accident și pe sensul ăsta, pula mea, mă gândeam, și-au rupt de-aia gâturile pe acolo și au intrat unul între altul, că de obicei cam așa se întâmplă. Când încolo nimic, am stat vreo 20 de minute pe acolo până aglomerație, acum M60 de aglomerație, am zis că văd că pe panoul ăsta nu mai scrie, pe panourile trecute scria că de la 22 la 21, vreo 20 de minute întârziere, văd că a dispărut, poate chiar s-o fi dus. Dar na, e luni, ce să te aștepți, e luni, e mijlocul zilei, e aproape 12, e ceva absolut normal. Da, mergem la Warrington, la descărcare. Suntem programați pentru ora 1. Probabil cam în jurul, cam o oră mai fac de aici, dacă e traficul ok. Deci în jur de 12:30 ar trebui să fiu acolo. Primul a dispărut. Hai să ne mutăm, să nu mai stăm degeaba pe banda aia. Da, și nu știu ce o să mai facem după aia, pentru că astăzi am program până la maxim 5. Mai bine să te-am eu pe banda aia, de ce mai fi mutat, nu știu, că sunt eu ăla, bunul samaritan. Aude, știu, 45 merg ăștia, mâncați și pula ta pe prima bandă, pe autostradă, 45, ce-o ți avea, bă, mâncavaș? Streiche în voi, ce-o ți avea? Da, de obicei la Iceland acolo se cam stă, dar... Având înghețată și fiind destul de cald, nu știu dacă or să mă țină chiar atât de mult la descărcat. De fapt, acolo se stă cam mult, nu la descărcat, ci să aștepți la rampă. Și dacă am noroc, poate scap repede. Bănuiesc că după aia mă vor trimite să încarc la Dr. Rodker, la Leyland, acolo. Chestia e că dacă stau până în jur de 2:30-3, doar o să mă duc probabil pe acolo să mă parchez, că nu cred că o să am timp să încarc. Ar mai fi și varianta la Bromborough acolo să mă duc, care la fel e relativ aproape, doar ieșim de la Warrington și intrăm pe M56 și după aia pe M53 și am ajuns. Și să încarc de acolo și să rămân cu vagonul încărcat pe undeva și să ajung dimineața în firmă. Să fiu sincer, speram oarecum să ajung în firma astăzi, dar mi-am dat seama că nu am cum. Aie, n-avem ce să facem. Așa că hai la Warrington și vedem după aia ce mai avem de făcut. Oricum nu mai am nici prea mult timp de filmat pe cameră, vreo 15 minute. Să sperăm că le comprim bine ziua de azi și ziua de mâine. Oricum ziua de azi e aproape dusă.
descărcăm și după aia să vedem ce facem de acolo. Revin cu update. Salutare internet și frați peloponezi, în a cincea zi de muncă, băi, ieri n-am mai filmat absolut nimic. Și contrar așteptărilor mele, de la zi de la Warrington, m-au chemat în firmă oamenii și așa că aseară a dormit băiatul acasică și am venit dimineața la ora 4 înapoi la muncă. Și evident, na, fiind ultima zi, trebuie să-ți fută ziua cumva. M-au trimis la ora 4 la ăsta zi. Cum îi zice, doamne? Că îmi stă pe limbă. Doamne, unde m-au trimis, mă? La Wakefield Morrisons. La Wakefield Morrisons acum o săptămână, cred că, sau o săptămână și un pic, sau câteva zile, a fost un accident. Un muncitor care muncea pe acolo prin depozit a căzut acoperișul pe el. De fapt, lucrau la acoperiș sau încercau să repare ceva pe la acoperiș și a căzut acoperișul pe el. De fapt, pe mai mulți, unul dintre ei a murit și de atunci depozitul este închis. Depozitul este închis. Ia vedeți, mă, interzis 44 de tone pe viaduct. Păi și eu pe unde mă duc? Cobor pe lângă. În față văd un ca. De fapt, da, s-ar putea doar să urc puțin pe picior și să nu mă duc în față. Cred. Ok. Păi și eu am voie, oare? Mai e încolo încă un camion. Ia să-l vedem pe ăla unde se duce. Ar fi culmea să-mi iau, dar de ce e interzis? Că au lucrat dracu la el, l-au reparat, l-au făcut de toate bolile, de toate alea. Da, ăla nu iese. Așa că intrăm și noi. Sau ba nu, a ieșit. Ce dracu, mă? Dacă ăla se duce, eu de ce să nu mă duc, nu? Dacă îmi vine amenda, ei. Și păi, uite și câte camioane sunt în față. Care-i șmecheria? De fapt, stai, mă, bă, eu sunt prost rău de tot, bă, băiatule, bă. Interzis 44 de tone, adică mai mult de 44 de tone, nu 7 tone jumate. Ce cretin sunt, ce idiot. Doamne, prost ești, Adriane. Prost ești, Adriane. Așa, hai să trecem peste asta. Așa, și m-au trimis la depozitul închis. Dimineața când am ajuns la 4 acolo, discuție la ei în birou. Domne, ce facem cu vagoanele, că avem vreo 20 ceva de vagoane încărcate pentru Wakefield Morrisons, că sunt nelivrate de câteva zile, că ce să facem? Și cum i-a venit unul ideea acolo în birou? Domne, uite, îl trimitem pe Adrian cu un vagon acolo, să vedem. Zic, bă, dar nu puteți să sunați, adică, pula mea, nu ți se pare mai ok să suni și să vezi, bă, primiți livrări sau bănuiesc că vă dădeau mail-uri, ceva, pula mea. A, nu, că dacă te duci tu și vezi. Zic, bă, consumați motorină, timp degeaba. Hai, lasă că e aici aproape, într-adevăr, faci 40 de minute până acolo, nu e cine știe ce, da? Pula mea, na. Ba. Și m-am dus, evident, fulă camioane pe acolo, vreo 7-8 camioane care erau în curte, așteptau, aia oricum deschideau la 6 pentru a primi marfă congelată. Evident că avem cineva și ne-a spus, domne, nu primim marfă, nu avem cum, suntem încă sub investigație aici, acum a murit ăla. Și or să anunțe Morrison, face, dar nu puteau să dea și ei un telefon sau să dea un mail sau ceva, zic.
pula mea, ce să mai zic? Uite de cât șoferi suntem aici, adică nu doar ai mei sunt proști. Uite cât proști sunt în birouri pe la firmele de transport. Am făcut cale întoarsă, am venit înapoi cu vagonul. Și evident cum este marți, m-au încălțat oamenii cu un multidrop, cu 4 livrări. 4 livrări în zona asta, Middlesbrough și puțin mai sus spre Sunderland. Avem două oarecum în același loc, unde mergem acum. După care o să coborâm înapoi către Middlesbrough, unde avem încă două livrări. Livrări de-alea, gen cu un palet, doi paleți, căcaturi de-astea, deci astăzi o să muncim și noi în ultima zi, că așa e frumos, nu? Așa este frumos, băga mea și mâna în sân la coaie. Acum mergem la Peter Lee, la Eden Farm. Avem de lăsat vreo 19 paleți acolo, evident trebuie să descărcăm noi cu transpaletul. După care avem vreo 4-3 paleți, nu știu, tot acolo la o stradă distanță de Eden Farm. Unde acolo băgăm la rampă sau parcă așa țin minte, parcă țin minte că a mai fost. După care coborăm către Middlesbrough la două livrări la care nu a mai fost. Sau nu țin minte să fi fost, încă nu le-am băgat, nici m-am uitat pe hartă pe unde sunt sau chestii de-astea. Unde avem de lăsat câte un palet. După care să vedem ce dracu încărcăm de aici din zonă. Avem câteva locații, e și Stokesley aproape, unde poți încărca. Și să vedem, să sperăm că totuși terminăm astăzi de vreme, fiind ultima zi. Oricum avem până la ora maxim 5 astăzi de muncit. Și să sperăm că terminăm mai devreme. Vin iar căldurile, toată săptămâna începând de astăzi avem câte 30 de grade. Numai frumos de muncă. Numai frumos de muncă. Așadar, haideți la Peter Lee și vedem ce mai facem. Dai boss și mie un flash. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Shoshon. Mulțumesc, ești un minunat, magnific coleg. Haide boss. Băi, frații mei peloponezi, am terminat livrările. Bă, eu sunt sortit, mă, ghinionului, eu... Doamne, băga mea, ești pula morții, mătii, cu munca mătii și cu ziua mătii de marți, bă. Deci n-ai, mă, cum, mă, bă, după ce că am făcut astăzi 5 livrări, bă, dintre toate joburile, toate încărcările astea care sunt aici în zonă, m-a trimis la mama dreacu, bă, frate, mă duc tocmai la Whitby. Mă duc să stau după aia pe naționalul ăla până la Whitby să meargă cu 30 de mile și 40 de mile pe oră, că așa merge aia pe acolo. Băga mea și pula în Whitby să îmi bag. În loc să termin și eu la 3-4, termin iar la 5. Băga mea și pula în Whitby, bă! Mama mea, mamă, bă, am avut eu nevoie, bă, să muncesc eu astăzi, dar nu mai. Îmi ba pula în ziua de marți, nu mai munci 5 zile, marțea. Mai bine încep de joia. Mai bine încep de joia, băga mea și pula morții mătii cu ziua mătii de marți și cu încărcările și descărcările morților mătii. Bă, pă, frate, bă, deci mă gândeam la chestia asta, am zis, na, băga mea și pula să-mi bag. Mi s-a dus și șapca. Ah, viața mea, viață. Viața mea, viață. Băga mea și pula în viață. Bagă-te, bă, și tu cu motor aici. În fața mea, bagă-te. Haide, dă-i. Bă, dintre atâtea încărcări, eu îmi făceam gândul, bă, unde mă trimit ăștia, la Stokesley, la pula mea, la Country Style, la SK Foods, la pula mea, sunt 1000 de locuri de încărcat aici. M-a trimis la Slobos, la tavă, bă. Băga mea și pula să-mi bag. Băga mea și pula să-mi bag, cum am eu norocul ăsta în viață. Bă, nu știu, bă, de ce.
bă, de ce mă oferezi, de aia nu scap. Deci de aia nu scap. Aseară am zis, bă, am auzit acasă. Mâine încep și eu la 4, poate nu am multidrop, nu am 7 descărcări. N-am avut 7, dar am avut 5. Acum la încărcare, să nu mă trimită la Whitby, fix acolo m-a trimis. Zici că sunt pagubă la casa omului eu. Eu sunt pagubă la casa omului. La necaz și ghinion eu fac cea mai bună reclamă. Să-mi ba pula în dracu. Să-mi ba pula în dracu. Mai ia și descarcă și cu Liza, 1000 de paleți. Mai ia și fute-te și în cur. Și pula mea, băga mea și pula să-mi bagă în Whitby. La mare nu mă duc la Whitby. Mă duc să încarc. Băga mea și pula în mine. O, viață, viață. Ce mi-o faci tu mie? Ia uite aici, mare petrecere. O, bă, ce nervi am, bă, ce nervi, bă. Eu sunt și la bă care mă consum așa, bă, din orice. Băga mea și pula să-mi bag. Ajung la două acolo, trebuie să schimb. Ia uite-l. Bă, v-ați găsit, rudă? Mâncam-i pula cu tricicleta ta. Te-ai găsit, rudă, cu ăla, să te întorci, să întorci capul. Dacă-ți futea la din față o firmă, beleai pula. Ți s-au clocit coaiele, este? Te ridici. Futu-ți ridicatul în mătii. V-ați găsit, rudă, bă, pe drum. Hai să mă opresc eu în mijlocul drumului să-l salut pe pulică, frânarul. Ăsta ce a făcut, măi? S-a stricat mașina de merge așa? Ia uite, mă, că zici pula ta. Haide, fă, haide, 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 că zici că ai ouă pe bord. De ce pula mea claxonez, mă, băga mea și pula, mă, dacă am intrat înaintea ta în sensul giratoriu? Futu-ți rasa, mătii, în gât. Claxonez ca muistul. Mi-ai și pula în rasa voastră. Mai umpleți-vă și, mai umpleți-vă și, umpleți-mă și voi de nervi. Că n-am eu destui nervi. Mi-ai și pula în babau. Băga mea și pula în babau. Păi nu prinde Adrian toate mașinile de gunoi la ora 1. Ce pula mea s-o cumă de dimineață, băga mea și pula de luați gunoaiele la ora 1. Bă, ăsta-i norocul meu, mă. Bă, ăsta-i norocul meu, mă. Ăștia nu depășesc. Nici să-i omor n-or să depășească. Uite-te și tu ăla în față, are loc să treacă pe lângă mașina, nu trece. A, face dreapta, stânga, dreapta, sloboz. Ia uite și pe ăla, stă la fel acolo. Bă, ăștia au o formă rară, rău de retar, mă. De fapt, ce rară, că la ăștia e deasă, e întâlnită peste tot. Mă, mai prind și pe 172 sau 171, ce morți lui ăla. Mai prind și pe acolo două tractoare și m-a liniștit. Mai prind și acolo două tractoare și m-a liniștit. Mai ajung și acolo la Whitby și nu o fi niciun vagon încărcat, că acolo se schimbă vagonul. Haide, fă, treci. Haide, haide, haide. Aaaa! Treci, fă, băga mea și pula morții tăi să-mi bag. Băga mea și pula măta. Mama mea, mamă, bă, bă, n-am văzut mai așa ceva. Treci. Băga mea și pula în jeepul jeepului mătii în gât. Băga mea și pula în jeepul jeepului lui măta în gât. Putu-ți morții tăi cu jeepul mătii și cu morții mătii. N-a trecut ea, mă, atunci, mă, că se futea în pizde. Intra peste, era la 7 km în pula mea. Vede că ea merg câte un metru cu mașina aia, se gândea că ce, că se pune în mișcare. Băga mea și pula să-mi bag. Mama mea, m-a luat stomacul de nervi. M-a luat stomacul de nervi.
Ia uite, o mâncați, ești pula ta. Fu-te în gură, viața, trec eu cu camionul și nu intru pe dungă. Mama mea, mamă, Doamne, cum am eu noroc de ăștia. Cum am eu noroc de ăștia. Să uite Dumnezeu de sus și cred că să dă cu curul de pământ când mă vede. Cred că așa e ablegia. Care ți-o mai produs pe drum? Pac, aici, în fața lui Adrian. În fața lui Adrian, aici băgăm. Să se umple de nervi, să facă atac cerebral. Băga mea și pula să-mi bag. Bă, cum e viața asta, mă. Bă, cum e viața asta, Doamne, că nu mai vine ziua aia în care să nu mai ies pe străzi. Nu mai vine ziua aia în care nu o să mai ies pe străzi. Hai, bă, gamea și pun la limita de 30, că dacă mai au și semaforul ăsta, îmi bag pula rasa lui de semafor. Mama, asta merge în fața mea pe 171. Mamă, e groasă. Deci este groasă. Mamă, bineînțeles, lucrări. Limite de 30. Băga mea și pula în lucrările vieții. Aolo. Bine că nu mai am timp de filmat pe cameră. Că mai băgam și acolo până pe zi, pe național, dar mai băgam și în jurător până acolo. Ești pula să-mi bag. Ia vezi, tractorul deja a ieșit în față. Mamă, mai în față se închide. După două benzi să faci o singură bandă. Trebuie să apuc să-l depășesc. Am ajuns la mare. Băga mea și mâna sunt la coaie. Deci mă țin tot la cu X. Unu, ce morții lui e, ne-a terminat. Deci ne-a terminat, numai 40-45 ne-a ținut. Oh, măcar viu ăsta să mă liniștească. Viu ăsta cu mare. Marea cea mare. 40 de mile. Pe coborârea asta, 40 de mile. Uite, frâne. Care o fi chestia, doar da în frâne, nu pot să-mi dau seama. Să dea dragi dacă pot eu să-mi dau seama. Hello. Băi, cred că așa încheiem vlogul și așa nu mai am timp pe card. Încheiem vlogul la mare. Bine, pentru voi o să-l închei în firmă, evident. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar undeva, stai să strig de pomul ăsta. Acolo este Whitby Abbey. Super șmecher, v-am mai spus, ăsta e locul nostru de suflet oarecum, ca să zic așa. Cred că nu există an să nu venim de 4, 5, 6 ori pe aici prin zonă. Ne place foarte mult. Dacă sunteți pe aici prin zonă și n-ați fost, vă recomand să vă duceți. Chiar dacă sunteți și mai la depărtare, vă recomand toată coasta asta de est, este super șmecheră. Super, super șmecheră este. Aici e și plajă mișto și la Scarborough la fel e plajă mișto. Bine, evident, nu e atât de cald mereu.